La întâlnirea cu președinta Maia Sandu, premierul României Marcel Ciolacu a reafirmat că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Subiectul aderării a fost discutat și cu premierul moldovean Dorin Recean, pe care Marcel Ciolacu l-a asigurat că România va sprijini în continuare necondiționat Chișinăul. Am sentimentul că am venit acasă și n-am venit la un frate mai mare sau mai mic. Am venit la un frate geamăn, pentru că toate provocările din care am trecut instituționale, cu toate crizele suprapuse, provocări care s-au răsfrânt asupra românilor și dintr-o parte și în alta a Prutului, trebuie abordate comun. În plus, România va continua să fie principalul partener economic al Republicii Moldova și va miza pe dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale. Vrem să asigurăm un mediu economic prietenos pentru agenții economici care astăzi sunt în România și îi încurajăm să treacă Prutul și să facă investiții similare în Republica Moldova. Sprijinul României pentru Republica Moldova a fost reconfirmat și de președintele Senatului, Nicolae Ciucă. Până la finalul acestui an, Moldova așteaptă un răspuns privind începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Sper foarte mult ca prin măsurile, prin sprijinul care s-a acordat, tot ceea ce Republica Moldova a documentat la Comisie să ducă la o decizie pozitivă. Cu susținerea necondiționată a României, care este cel mai tare avocat al nostru în agenda noastră de integrare europeană, o să obținem și acest obiectiv. Premierul Marcel Ciolacu promite că România va debloca în curând încă 28 de milioane de euro din ajutorul de 100 de milioane acordat Republicii Moldova. Banii sunt pentru proiecte de infrastructură și de rețele de canalizare, dar și pentru renovarea mai multor grădinițe din Chișinău și Cahul.